Polițiștii spun că fratele victimei a găsit arma pneumatică într-un safeu din casă și din neatenție a tras în direcția surorii. Tatăl copiilor este în stare de șoc și spune că nu era acasă atunci când s-a produs tragedia. Nu eram noi acasă, eram la serviciu. Copiii erau singuri? Da, erau singuri. Băiețelul v-a povestit cum, de unde a luat arma? N-am mai cerut explicații, vine salvare, n-am plecat cu salvare. Arma unde o țineați? În safeu, dar eu găsit cheie și o luat-o. De mult aveți armă? Eu rămas de vreo 4 ani de la fratele decedat. Fata este internată la Institutul Mamei și Copilului din Capitala. Medicii spun că ea va rămâne internată încă 2 săptămâni. Pacienta transferată pe linia vieții sanitare în stare gravă. A fost intervenit de urgență chirurgical. S-a înlăturat adică glontele și schijile osoase fragmentate. La moment pacienta se află în serviciul reanimare chirurgicală. În stare gravă, dar stabilă. Bunica celor doi copii spune că nu știa că în casă este păstrată o armă. Dumneavoastră știați despre această armă care era păstrată? Nu. Deam când a venit poliția, atunci am aflat și noi de așa, nu știu. Obișnuiau copiii să joacă? Nu, nici n-am auzit niciodată. Da, ei cu al lor jucării se jucau. Toți s-au speriat, toți eram în șoc. Cazul este cercetat de poliția din raionul Orhei. Cazul dat urmează să fie examinat pentru a fi luată o decizie. Arma pneumatică nu este necesar de să fie ținută într-un safeu. Legislația nu prevede condiții speciale pentru păstrarea armelor pneumatice.